Femeile decid în majoritatea situațiilor unde pleacă familia sau cuplul în concediu în străinătate și au ultimul cuvânt în aproximativ 80% din cazuri, ele alegând destinația, perioada și chiar hotelul, potrivit unui studiu al Vola.ro, cel mai mare portal de turism online din România. Studiul arată că 59% dintre cei care cumpără vacanțe online locuiesc în București, iar pe următoarele 3 locuri se situează cei din Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, ca urmare a introducerii mai multor zboruri de pe aeroporturile din țară. Valoarea medie a unei cumpărături pentru un pachet turistic este de 524 de euro, respectiv 262 de euro de persoană. Cel mai important segment de turiști îl reprezintă persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani. Volumul restanțelor la creditele acordate de bănci, populației și companiilor cumula 27,2 miliarde de lei la finalul lunii septembrie, fiind în scădere cu circa 6 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit BNR. Totalul creditelor în lei a fost de 92 de miliarde de lei, iar cele în valută acordate populației și companiilor s-au cifrat la 123 de miliarde de lei, astfel că restanțele reprezentau sub 13% din credite față de 15% anul trecut. Potrivit lui Andrei Rădulescu, senior economist al Băncii Transilvania, evoluția acestui indicator confirmă procesul de însănătoșire a sectorului bancar intern. Două treimi din angajații români își rezervă mai puțin de 30 de minute din timpul petrecut la birou pentru a mânca și doar 1% stau mai mult de o oră în pauza de prânz, potrivit unui studiu JFK. În același timp, doar aproximativ 40% din angajații germani alocă mesei de prânz mai puțin de 30 de minute într-o zi de lucru, iar procentul scade la 31% în rândul italienilor. În fiecare săptămână, românii cheltuie aproximativ 170 de lei pentru mâncarea pe care o consumă în timpul orelor de lucru, respectiv circa 33 de lei pe zi pe alimente. Vânzările Toyota la nivel mondial au crescut cu 2,8% în primele 9 luni la 7,6 milioane de vehicule, producătorul japonez menținându-se pe prima poziție în topul companiilor auto, înaintea Volkswagen și General Motors. Spre comparație, Volkswagen a raportat vânzări globale de 7,4 milioane de unități în primele 9 luni, iar General Motors a vândut 7,37 milioane de vehicule. Și producția de automobile a companiei Nippon a crescut în primele 9 luni cu 2,7%. Toyota estimează vânzări totale de 10,2%.